E uma pessoa só aí. Oi, mamãe! Te faz! Erika? Da? Ce faci aici? Am înțeles. Auzi, am o idee. Ca să facem o farsă lui tata, trebuie să iasă din baie. Da. Și o surprindem puțin. Bine. Vrem să facem un vlog așa. Eu, de fapt, vreau să fac un vlog pe PNV, pe nepregătite. Ok. Hai să mergem. Du-te la tata și spune, tata, mai ai? Mai ai? Tata, mai ai? Da, mai am un pic. Bine. Cred că îl așteptăm aici. Bine. V-ați îmbrăcat, sunteți gata? Noi suntem gata de mult. Acum ies și eu. I-am prins ăsta aici și... Păi, mama, ce faci? Uite, Stai o leacă. Vreau să fac un vlog pe... pe nepregătite. Uite, dar stai, mamă. Băi, mama. Hai, dar ce, nu ești gata? Dar nu sunt gata, eu abia am ieșit din duș. Băi, nu mă așteptam din partea lui mama să fac. Mama, dă-o colo de treabă, pe bune. Dar când ieșeam de spuiat, noroc că au spart copii la mine. Dar știam că nu ești, dar sunt copii. Da, bine, dar așa, un pic. Ce vrei să faci? De ce mă filmez pe la urmă? Ce vrei să facem? Un vlog. Am înțeles, facem un vlog. Aha, ok, facem un vlog atunci. Dar stai un pic, lasă-mă să mă duc să mă schimb și eu. Stați un pic, nu, gata. Mă scuzați că să arată așa, dar abia am ieșit din duș și ei, nu știu, trebuie să ieșim, să plecăm în oraș un pic, dar revin imediat. Stați aici, nu plecați. Gata, am revenit. M-am schimbat, m-am luat și eu niște haine pe mine, că nu se putea face un vlog doar într-un prosop. Și bine ați venit pe canalul familiei! Yes! Bravo, Codrine! Suntem în camera de hotel din Bulgaria, de la hotelul Planeta, așa se cheamă mama, nu? Da, Planeta. Da. Așa se cheamă, hotelul Planeta și să vă spun ideea de vlog a lui mami. Sincer, nu mă așteptam să vină cu ideea asta, dar dacă ea vrea, da? Da, tati, nu mai scrie Planeta, ia uitați, Codrine arată că la el nu mai scrie Planeta, s-a șters scrisul. Nici la mine nu prea se mai cunoaște, nici la mama. La mine s-a șters din prim. Da, la mine doar Planeta atât a rămas. Da, și haideți să vă spun ce voia mama să facă. Mami voia să facă un video instant cu room tour de la camera de aici, unde suntem noi cazați, cameră, că e Edita mai cameroiul, e un apartament, aș putea spune. Am să iau eu ăsta, mama. Uite așa, mă vedeți bine? E ok, da? Uite așa. Așa. Așa, mami. Hai, mama, ies, spune-ne. Păi ce să vă spun? Nu știu, spune-ne ceva despre camera asta. Nu, îți spun eu. Înainte de a începe room tour-ul, haideți să vă spun așa. Intrați repede repejor și pe Erika MS Channel, pentru că și acolo avem videouri postate de aici, de la mare. Și dacă vreți să vedeți și pe un canal și pe altul, într-o zi ne vedeți pe canalul Familie Yes, iar în următoarea zi pe Erika MS Channel. Așa că fuga fuguța, abonați-vă la ambele canale. Acum gata, haideți să începem vlogul, da? Începem! Erika, da. Vrei să prezinți tu un pic? Da. Acolo este holul. Ia, hai să mergem pe hol. Ia, ne zice mama acum. Hai după mama pe hol să vedem. Avem aici parte de un hol mare, generos. E relativ mare, pentru că trebuie să ții cont că noi avem de fapt două camere, adică stăm 6 persoane aici. Da, așa este, bine. Și ceea ce nu e ok din punctul meu de vedere, avem doar acest șifonier. Da, el pare mare și din cauza acestui șifonier, pentru că, ia uitați, avem oglindă aici și... Când ai o oglindă, normal, că spațiul pare mai mare. Dar hai să începem cu baia mai bine, nu? Da, aici este baia. Ia. Hai, intrăm. Scuzați, a aburut, dar am făcut baie și e normal să fie oglinda aburită. Baia este destul de mărișoară. Ce vreau să vă arăt, ține un pic mama că trebuie neapărat. Deci este bucuria mea acasă, eu super din punctul ăsta de vedere, dar aici... Doamne, ce m-a lăpăit! Că nu e chiar așa, că ai și tu presiune, dar mama, nu, deci nu se compară, uitați un pic. Să țin mâna aici ca să nu mă strofie, am cum curge apa. Asta e un pic defect. Ia uitați. E defectul de la presiune. Dau așa, pun pe geaua ca să nu mă ud. Și 1, 2, 3. Ia uite mă cum zburză. Are o presiune de nu-i adevărat. Deci foarte, foarte, foarte mare presiunea. Băi, și apă fierbinte. Îl ținem numai, la jumate, un pic așa către apă caldă și fierbinte de fai de mine. Așa, și avem WC-ul care l-am găsit cu hârtiuța asta care scrie dezinfectat, bideul este curat, un alt lucru care
puțin mă deranjează este că avem peria, cu tine să nu pui mâna pe ea, avem peria de curățat WC-ul acolo în colț. Și practic, când vrei să ștergi WC-ul, trebuie să te duci în partea aia, iei peria și curge din ea apă, așa pe deasupra bideului și vii aici ca să freci. Asta nu e ok. Bine, eu nu este ok deloc. Eu fac acolo, o scutur în vasul așa cât de cât ca să nu curgă apa pe bideu, dar vrând nevrând mai cade așa câte un picur doi. Asta e situația. Și avem aici fionul care este foarte bunuț. Da, asta am observat și eu. Eu și care am părul lung, chiar sunt mulțumită de el. Și chiar ar trebui să mă usuc un pic, dacă tot am ieșit din duș, că am părul. Încă e un moment. Bine, n-am eu părul mare ca să-l usuc așa. Și oglindă cu pac, care mărește mai tare așa. Acolo avem un ventilator care abia fâsie așa. Și hai să vă arăt aici ce se află după. Asta se află aici după. Raptul. Avem un seif. Ia uitați seiful. Avem și un seif pe care... Numai că, ia Codrin, funcționează seiful? Nu funcționează. Nu știm parola, nu știm nici măcar nu ne-a străduit să aflăm parola. Da, pentru că l-a blocat și oricum ar fi fost tot la fi blocat Codrin. Eroare. Codrin a blocat seiful. Așa. Are o plăcere deosebită să se joace acolo. Și mama e acolo care filmează. Hello, mami! Mama is! Codrin, stai că deschide-o aici. Și în partea asta altă din nou. Rafturi. Așa frumos pentru umerașe. E ok. Deci spațiu relativ mărișor. Dar relativ mărișor. Da, e ok. Așa. Și a terminat cu holul și a zis ce vrea să ne arate Erica. Avem aici un birou. Avem câteva dulăpioare, uitați ce frumos sunt mascate aici, aproape că nici măcar nu-ți dai seama. Erica are dreptate că spune că e secret, te râdeți în ochi. Aici un mini frigider, un mini congelator mai degrabă, nu frigider, bravo Eric. Televizorul care are niște dimensiuni destul de interesante, este foarte mare. Și aici avem hârtiuța în care ne scrie programul cu mesele all inclusiv, aici am înscris-o Codrin, a avut el grijă. Avem wireless care funcționează super tare, deci prea tare. Așa. Și nu știu. Curățelnie zilnic avem în cameră, vine mi se schimbă prosoapele zilnic, lenjeria a schimbat-o la 2 zile, deci din punctul ăsta de vedere n-avem ce comenta. Avem paturile astea care erau separate, dar le-am separat noi așa. Le-am unit noi aici și uite, asta se poate face. Și copiii sunt invidioși acolo pentru că ei sunt încălzați. Codrin se descalță. Ne zbânțuim amândoi aici pe pat, e foarte fain. Bine, nu vă imaginați că sar cu toată greutatea de aici, că nu vreau să stric nimic, nu vreau să stric pat sau altceva. Dar paturile sunt foarte faine, chiar sunt faine. Așa, deci a terminat cu paturile. Avem niște jucării de ale copiilor. N-am stat să facem ordine în cameră, să le luăm pe toate, așa că dați seama că ar dura ceva timp. Aici o canapea extensibilă, pe care am mărit-o și aici doarme Erica și cu Codrin. Și cum zicea mama, acele fotolii care la fel se extind. Acolo avem balconul, dar intrăm imediat acolo, încă nu vă duc, pentru că aici avem încă o altă cameră. La fel de mare! Ia uite ce mare e aici! E mare, dar nu știu de ce au făcut un halul ăsta. Aici este foarte mult spațiu irosit. De exemplu, aici mergea trântit un mare șifoner, un dulap. Aici la fel încă două paturi din astea. Boing. Aici televizorul, cum e mama? Aici un televizor minuscul. Avem un mini televizor. Adică dacă te duci acolo să stai pe pat, practic, nu știu, la distanța asta, de acolo până acolo, trebuie ceva, să ai ochi de șoim ca să vezi la televizorul ăsta mic. Și aici un hol foarte mare unde mergea pus un șifonier. De asta am spus că nu e normal ca la două camere, dar atâtea persoane să fie doar un șifonier acolo. Adică eu dacă stau aici trebuie să mă duc până în partea cealaltă să-mi iau hainele. Și credeți-mă, mami vă spune părerea ei din punct de vedere profesional, da? Așa, tot din punct de vedere profesional. Sunt absolut eronate luminile, adică... Luminile sunt inexistente. Avem aici două chestiuni din astea. Deci două acolo și nu pe mijloc. Bine, pe mijloc este clima, da.
Oricum, ar mai fi mers două, nu știu. Aici e ok. Culorile astea, rozul ăsta dat aici, trebuie să vedeți și chestia asta, vă arătăm la sfârșit. În cameră avem totul roz și o să vă arăt cum arată holul înainte de a intra în cameră. Intrarea în hotel, tot deci este... nu au nicio legătură cu interiorul camerelor. Și aici avem cea de-a doua baie. Ce asta este? La fel de mare. Da, la fel. A, uite și aici. La fel, peria este acolo, WC-ul acolo. Păi ok, băile sunt destul de drăguțe, sunt foarte aranjate, nu, okay. Nimic de comentat din punctul ăsta de vedere. Avem o terasă destul de mărișoară, o măsuță cu două scaune, o scrumieră pe care noi oricum nu o folosim, pentru că nu fumăm. Și aici deja dacă pășim partea la altă, ajungem la vecinul. Și tot așa, ia uitați, se poate sări cu ușurință dintr-un balcon într-altul, dar mă gândesc că nu e scopul nimănui să facă chestia asta. Așa, și jos avem... piscina, ia uite ce frumos se vede. Avem acolo piscina așa mare, cu locuri, cu șezlonguri, piscina pentru copii, piscina mare acolo. Iar în partea alaltă, un pic după clădire, nu se vede, dar unde e cercul ăsta micuț de jos, acolo e un topogan în care, pac, sari frumos. Și acum țineți-vă bine pentru că vreau să vă arăt holul, intrarea în cameră. Haideți. Opulență. A, pregătiți-vă. Țineți-vă bine pentru că o să vă placă, ia. Aici avem... Stai, am intrat în Grecia, acum dă-te. Aici avem locul în care se introduce cartela ca să intre în cameră. Și acum haideți să... haideți să vedeți o ușă a camerei, dă-te tată. A, așa. Cam așa se prezintă ușile la intrarea în camere. Și acesta este holul. Ia uitați, avem tapet verde, mochetă verde, ușile în stil antic grec. Ce să mai? Oglinzi, tot înainte, picturi, de... picturi la fiecare colț, mai picturi. Și cam atât pentru astăzi. Cam asta a fost room tour-ul camerei, apartamentului în care am stat noi și vom sta în continuare. Vă, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo în continuare un mare like și să vă abonați. Aici să vă abonați pe canalul familiei S, voiam să vă arăt la calculator, dar n-am reușit. Să vă abonați aici, apăsați acolo subscribe și clopoțelul să facă ting ding 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 ding.